Bună ziua și bine ați venit la acest eveniment organizat în cadrul universității noastre. Este un eveniment special pentru că astăzi în întreaga lume se sărbătorește, dacă vreți, un fel de comemorare până la urmă, a împlinirii a 102 ani de la nașterea fondatorului psihoterapiilor cognitive și comportamentale, Dr. Aaron Tibbeck. Da? Eu voi încerca astăzi să vă prezint câteva lucruri legate de activitatea prestigioasă din domeniul științei, din domeniul practicii clinice, în așa fel încât să vă dați seama cum putem ajuta oamenii care se confruntă cu probleme emoționale sau de natură psihică în ideea de a depăși aceste momente dificile din viața lor. Ok? Și atunci aș începe prima dată cu un motto legat de ceea ce spunea Dr. Beck, adică mai exact, o persoană competentă nu este cea care face foarte mult zgomot, ci mai exact este una care liniște știe să comunice și să direcționeze de fapt clientul, pacientul în a-și rezolva problema. Drept urmare, toată munca sa legată de activitatea de cercetare a fost valorificată prin foarte multe premii obținute de-a lungul timpului. Dacă să ne uităm puțin la activitate, observăm faptul că a publicat peste 25 de cărți de-a lungul întregii vieți, publicate la edituri de prestigiu în întreaga lume, și de asemenea a publicat peste 600 de articole științifice ca autor unic sau din perspectiva de coautor. Da? Mergând puțin mai departe, în anul 2019 a fost desemnat de către revista medicală Medscape ca fiind unul dintre cei mai prolifici medici din secolul 20, fiind clasat pe locul al patrulea. Dacă stăm să ne uităm puțin și la partea clinică, pentru că Dr. Beck a fost și un profesionist, adică n-a fost doar un om de știință care a stat în laborator și a studiat, ci a fost un om care a interacționat până la urmă cu pacienții în diferite stadii ale problemelor pe care ei s-au confruntat. Da? A fost profesor de psihiatrie la Universitatea din Pennsylvania și am avut șansa să-l cunosc în 2018, atunci când l-am întâlnit la Beck Institute, făcând câteva cursuri sub conducerea lui, iar ceea ce m-a impresionat a fost căldura și naturalețea cu care interacționa în diferite jocuri de rol cu pacienții săi. Ceea ce spune foarte multe despre abilitățile unui psihoterapeut, în ideea în care un lucru foarte important pentru cei care alege să lucrați cu oamenii în partea de psihiatrie este partea de agreabilitate. Adică să fii cald, să fii empatic, să fii prezent, să reușești foarte rapid să stabilești o conexiune cu omul din fața ta, să înțelegi problemele de fapt și foarte important să-i oferi și soluții pentru problemele cu care se confruntă. Da? Acum, dacă ne întoarcem puțin în spate și ne referim la tot ceea ce înseamnă această psihoterapie cognitivă și comportamentală, observăm faptul că din cele mai vechi timpuri și până în prezent, cuvântul a avut scop curativ. De fiecare dată, în momentul în care ați avut o problemă mai delicată, a simțit nevoia să împărtășiți acea problemă cu o persoană din anturajul vostru. Ei, în momentul în care ați spus cuiva lucru care v-a frământat, în acel moment tensiunea emoțională, psihică, a scăzut foarte mult. Drept urmare, din cele mai vechi timpuri, filozofii au observat faptul că atunci când oamenii vorbesc despre problemele lor, acest lucru are un efect curativ, are un efect terapeutic. Dar asta nu ajunge, pentru că, de fapt, gândiți-vă, de foarte multe ori atunci când vorbim despre orice fel de problemă psihologică, că e vorba despre anxietate, că e vorba despre depresie, vorbim de trei conglomerate sau de trei lucruri extrem de importante. O parte biologică, cu alte cuvinte, ceea ce prezintă pacientul născut, moștenit de la părinții săi, o parte psihologică, mediul în care a trăit, cu alte cuvinte, incidentele critice sau traumatice, și partea socială, care este statusul său social. Dacă există foarte multe probleme în viața oamenilor, cum ar fi de, nu știu, divorț, pierderea locului de muncă, atunci probabilitatea ca o depresie să apară este una plauzibilă în viața oricăruia dintre noi până la urmă. Suntem oameni, nu putem să fim imuni în fața unor evenimente negative. Dar de asemenea, stilul parental, relația părinților cu copiii, toate acestea influențează foarte mult felul în care noi vom interacționa cu ceilalți sau ne vom raporta la anumite evenimente cu care ne confruntăm de-a lungul vieții. Da? Și atunci, din perspectiva terapiilor cognitive și comportamentale, atât Albert Ellis în New York, pe cât și Dr. Aaron Beck în Philadelphia, a observat faptul că nu evenimentele de viață ne fac pe noi oamenii să ne simțim de fapt triști, neliniștiți, anxioși, ci felul în care le interpretăm. Și haideți să facem împreună primul exercițiu, da? Unde vă place să mergeți, în concediu, la mare sau la munte? Sau în vacanță?
La mare și la munte, ok. Haideți să luăm mare, da? Pentru că toată lumea preferă, sau majoritatea oamenilor preferă, de fapt, mare, da? Imaginați-vă că sunteți pe plajă. Vă reîntoarceți în cameră, vă așezați pe pat, în dormitor, iar în living este deschisă fereastra. Voi nu vedeți fereastra, dar la un moment dat auziți fereastra lovind pe vas. În acel moment, vă gândiți că v-a intrat un hoț în casă. Prima reacție este una de anxietate, neliniște, teamă. Vă pregătiți pentru o luptă. A doua situație. Întinși pe pat, fereastra lovește pe vasul și vă gândiți că, de fapt, vântul a împins fereastra sau copiii de pe plajă au lovit fereastra cu mingea. Nu se întâmplă absolut nimic. Eventual vă ridicați și închideți fereastra. Bun, avem, de fapt, un eveniment, trântitul ferestrei, și două moduri diferite de a interpreta acel zgomot. Întrebarea mea este următoarea, pornind de la acest exemplu. Evenimentele de viață ne fac pe noi să ne simțim triști, neliniștiți, anxioși sau modul în care le interpretăm? Corect. Ei, vedeți, din acest motiv, de cele mai multe ori, noi ne stresăm inutil, pentru că ne gândim că dacă îmi pic un examen, va fi o catastrofă. Și dacă va fi o catastrofă, nu voi putea să-i fac față acestui eveniment. Și în acel moment începe să apară, de fapt, anxietatea sau neliniștea. Nu, un examen e doar un examen până la urmă. Chiar dacă cineva pică un examen, mai are și alte soluții pentru a recupera acel examen. Dar mintea noastră așa este construită ca de cele mai multe ori să aleagă, de fapt, variantele care nu ne sunt favorabile. Pentru că știți că mintea nu este un organ la fel cum este creierul, de exemplu, sau cum este inima. Mintea este un organ care ține cont de propriile ei reguli de funcționare. Și atunci, de fiecare dată, în momentul în care ne confruntăm cu diferite situații, începem să devenim anxioși sau neliniștiți pentru că acordăm acelui eveniment o conotație negativă. Ei, acest lucru a influențat foarte mult partea legată de terapiile cognitive și comportamentale și începem cu începuturile. Prima abordare terapeutică care a existat, de fapt, în lume se referă la psihanaliză. Psihanaliza a fost dezvoltată de către Sigmund Freud și se referea la faptul că de cele mai multe ori problemele pe care noi le avem sunt unele create de către ce? De către inconștientul nostru. Și atunci, în momentul în care pacientul vorbea despre lucrurile pe care el credea că sunt cumva în inconștient, în acel moment apărea cumva un efect curativ. De fapt, asta era partea legată de psihanaliză. Da? Ok, de cele mai multe ori, Freud mergea după acest aparat psihic, dacă vreți. Și aici avem trei instanțe. Prima instanță este cea legată de id sau de inconștient. Acolo este sediul pulsiunilor noastre, spunea Freud. Acolo este sediul regresiilor noastre și așa mai departe. Da? După care urma eul și după aceea urma supraeul, adică moralitatea, ceea ce ne spune nouă că nu e voie să faci în diferite contexte. Eul de fiecare dată era văzut ca un fel de mediator între supraeu, între moralitate și între partea legată de instincte. Aceasta era teoria psihanalitică până la urmă, care foarte mulți ani a constat sau a fost, de fapt, o abordare terapeutică folosită în întreaga Europa, dar și în Statele Unite. Bun, acum problema cu această terapie, dacă vreți, la vremea respectivă, era faptul că ea dura foarte mult. 7 ani de zile oamenii stăteau în terapie pentru o depresie, pentru o anxietate, cam 7 ani e un pic cam mult, da? Mai mult decât atât, problema era că în momentul în care această depresie nu era remisă, nu era problema terapeutului, ci se spunea că, de fapt, rezistențele pacientului au împiedicat vindecarea lui. Ok, un alt merit al acestor abordări este faptul că Freud a observat că în spatele unor simptome, da, cum ar fi tristețea, cum ar fi anxietatea marcantă, stau foarte multe microtraume din copilărie neverbalizate. Prin verbalizare, de fapt, pacientul nu făcea altceva decât să conștientizeze trauma și implicit să se vindece. Freud mai explică, de fapt, așa numitele paralizii de tip mănușă. Adică pacientul venea și spunea, eu pot să mișc brațul, dar în schimb nu pot să mișc mâna de la încheietură. Noi știm foarte bine că în orice fel de tip de paralizie, brațul întreg paralizează și nu doar mâna de la încheietură. De asemenea, existau și alte tulburări de tip conversiv, cum ar fi tulburările tip Mayo, de exemplu. Adică, cu alte cuvinte, pacienții nu reușeau să se întoarcă decât cu totul. Nu mai puteau întoarce trunchiul din bazin. Da? Ei, în spatele acestor simptome nu stătea altceva decât acest sindrom disociativ de tip isteric, cum l-a descris Freud, iar prin verbalizare pacienții obțineau o oareșicare remisie. Problema este că
acest proces dura foarte mult. Iar în anii 50, da, 55 mai exact, atât Albert Ellis cât și Aaron Beck încep să dezvolte un alt concept. Paradoxal, ambii erau psihoterapeuți până la urmă, dar ambii erau și psihanaliști. Ce observă de fapt? Ambii observă că în momentul în care pacienții verbalizează problemele care se confruntă, dar nu doar că le verbalizează și terapeutul le interpretează, ci le și înțeleg și încep să le rezolve, pacienții încep să se simtă mult mai bine. Și mi-amintesc că o situație povestită de către unul dintre colegii mei, Albert Ellis povestea tot timpul cum a început el, de fapt, colaborând cu Aaron Beck, să trateze diferiți pacienți aplicând terapiile cognitive și comportamentale. Psihanaliza este o terapie non-directivă. Terapeutul nu face altceva decât să asculte și să interpreteze un anumit conținut mental al pacientului. Deci, cu alte cuvinte, terapeutul nu vorbea foarte mult în terapia psihanalitică. Ceea ce se întâmplă cu Ellis este faptul că este invitat de către Beck la spitalul din Philadelphia să discute cu pacienți și să demonstreze, de fapt, noua abordare cognitivă și comportamentală. Mai mulți profesori de psihiatrie și psihanaliști stăteau în spatele unui geam dintre acela cum vedeți în filmele polițiste, în care clientul nu vedea, pacientul nu vedea, de fapt, audiența și au fost extrem de contrariați pentru că, de fapt, Ellis era extrem de directiv. Iar în momentul în care asistenta a venit și a preluat pacientul, da, Beck a zis, nu, o să-l duc eu, de fapt, îl duc eu, îl conduc eu la salon. Și se gândea îngrozit ce reacție negativă vor avea profesorul de psihiatrie vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în acea prezentare. Iar în momentul în care l-a întrebat pe pacient, ok, cum ți s-a părut, de fapt, interacțiunea cu Ellis? Pacientul i-a zis, sunt aici internat de 3 săptămâni, dar este singurul om care până acum m-a ascultat cu adevărat. Deci, cu alte cuvinte, este foarte important ca în momentul în care lucrăm cu pacienții să le oferim acestora și soluții, așa cum veți vedea imediat. Da? Ok, și începem cu începuturile. În 1961, Beck publică un articol legat de tot ceea ce înseamnă până la urmă masochismul. Adică, ce înseamnă masochismul? Înseamnă autopedepsirea. Exista o teorie psihanalitică care spunea că, de fapt, pacienții care dezvoltă depresie vor prezenta de cele mai multe ori în visele lor, da? Vor prezenta de cele mai multe ori anumite conținuturi masochiste, adică când sunt chinuiți de către altcineva, când sunt umiliți de către altcineva, dar și comportamente de tip masochist. Acest studiu nu face altceva decât să invalideze această teorie. Și a fost momentul în care Beck a început să se rupă de aripa aceasta psihanalitică, de această orientare psihanalitică, pentru că a început să fie contestat și inclusiv exclus din mișcarea psihanalitică în care el vrea să adere. Bun, studiile confirmă de fapt ipoteza lui Freud, în ideea în care și noi, cei care nu prezentăm depresie sau anumite tulburări de ordin psihopatologic, avem foarte multe vise în care apar conținuturi masochiste. Avem foarte multe comportamente în care uneori parcă ne autosabotăm. Deci, cu alte cuvinte, Beck a invalidat prin acest studiu teoria psihanalitică, arătând faptul că, dimpotrivă, oamenii care se află în depresie, de cele mai multe ori au nevoie de susținerea noastră și nici de cum nu au nevoie să se autopedepsească sau să se autosaboteze. Lucrul ăsta vine, cu alte cuvinte, dintr-o dinamică a ceea ce înseamnă până la urmă depresia. Bun, și atunci haideți să intrăm în niște modele cognitive și comportamentale. Am zis că, de fapt, nu evenimentele de viață sunt cele care ne fac pe noi să ne simțim triști, neliniștiți, anxioși, ci felul în care le interpretăm. Da? Ok. Un alt lucru important, și imediat după aceea o să intrăm în exerciții, pentru că v-am prestat o parte teoretică care este foarte importantă, un alt lucru important se referă la triada cognitivă. Fiecare dintre noi avem trei lucruri importante. Felul în care mă percep pe mine, felul în care îi percep pe ceilalți și felul în care îmi percep viitorul. De fiecare dată când oamenii se confruntă cu anxietate și cu depresie, în depresie vor fi blocați în trecut, în anxietate își vor face griji legate de viitor. Ceea ce nu se întâmplă cu aceste persoane este faptul că nu-și trăiesc prezentul. De asemenea, relațiile cu ceilalți devin disfuncționale pentru că încep să-și pună fel și fel de întrebări. Cum mă percep ceilalți? Se simt niște oameni ratați? Se simt niște oameni care nu au valoare? De urmare, întreaga stimă de sine și relațiile cu ceilalți devin, cu alte cuvinte, disfuncționale. Beck, descoperind acest lucru, n-a făcut altceva decât ca în terapie să lucrăm atât pe sine, adică pe convingerile legate de mine, de ce cred despre mine, pe convingerile legate de ceilalți și pe convingerile care țin, cu alte cuvinte, de viitor. Da?
Bun, primul model pe care vreau să vi-l prezint este acesta. Deci, cu alte cuvinte, fiecare avem niște convingeri centrale care ne definesc pe noi ca persoane. Acum imaginați-vă că fiecare a trecut sau majoritatea a trecut prin aceste evenimente pe care vreau să le discutăm în următoarele minute. Da? O persoană se desparte de, nu știu, de iubit sau de iubită. Okay? Primul gând care ne vine nouă în minte este faptul că la nivel de consecințe, acolo avem un A, adică un eveniment activator, apare despărțirea de iubit / iubită. Și noi spunem așa, pentru faptul că s-a despărțit de X sau de Y, se simte neliniștit, anxios, trist. Deci asta este, de fapt, la nivelul simțului comun, asta credem de fiecare dată în momentul în care cineva are o problemă emoțională. În realitate, între A și C se interpune B-ul. Mai exact, nu A-ul declanșează C-ul, deci cu alte cuvinte, nu pentru că s-a despărțit se simte neliniștit și trist, ci de fapt B-ul determină, cu alte cuvinte, okay? B-ul determină, alte cuvinte, la nivel de gânduri și de credințe, apariția C-ului. Adică, nu o să mă descurc fără ea, fără el, nimeni nu o să mă mai iubească, asta înseamnă că o să fie o catastrofă. Și în acel moment avem deja declanșat C-ul, adică consecințele. Cu alte cuvinte, nu despărțirea declanșează de fapt suferința, ci ceea ce omul crede despre acea despărțire. Asta este modelul cel mai simplu al terapiilor cognitive și comportamentale. Ok. De asemenea, apar reacții fiziologice intense, care constau în transpirații, palpitații, durere precordială, depinde foarte mult de la persoană la persoană. Bun. Sau comportamente de izolare. Nu mai vrea să interacționeze cu ceilalți, stă în casă și mănâncă ciocolată, popcorn, Coca-Cola și se uită la filme romantice, da? Deci, cu alte cuvinte, suferința devine și mai acerbă pentru că asta nu ajută absolut deloc. Dimpotrivă, dacă treceți printr-o despărțire, în loc să vă izolați, cel mai indicat lucru este să stați împreună cu apropiații voștri, cu prietenii voștri, pentru că în acest fel mintea va descoperi alte conținuturi, da? Ok. Și acum mergem puțin la ceea ce se cheamă supresia gândului. De cele mai multe ori, în momentul în care o persoană vine la noi în cabinet, vine pentru că încearcă să scape de gândurile negative pe care le are. Se simte copleșită de gânduri, simte că de fapt este prea mult și în acel moment încearcă să le respingă. Acest fenomen de respingere a gândului se numește de fapt supresia gândului. Okay? Nu știu dacă se vede foarte bine, acolo este un elefant roz. Okay? O să vă rog ca timp de un minut să priviți foarte bine elefantul roz. E un elefant roz care merge prin deșert, într-o zonă deșertică. Ok? Priviți-l. Încercați să vă focalizați pe el, să descrieți detaliile. Imaginați-vi-l în minte, elefantul roz, cu trompă. Bun, stop. Începând din acest moment, timp de 2 minute, o să vă rog să nu vă gândiți absolut deloc la elefantul roz. Ignorați elefantul roz, nu există, nu l-ați văzut, nu știți nimica despre el. Haide, să vedem cine reușește. 2 minute, încercați să nu vă gândiți deloc la elefantul roz. Să nu vă gândiți nu înseamnă să vorbiți, înseamnă să vă gândiți. Ok, ați reușit? Cine a reușit mâna sus? Și deloc n-a apărut elefantul roz în minte. Cine n-a reușit? Ok, 3, 4, 5, 6 persoane. Bun, ok. Ideea este următoarea. Elefantul roz este un lucru neutru. N-are nicio valoare. E un elefant roz, da? E un gând care aparent, sau o imagine care aparent, poate fi respinsă cu ușurință. Imaginați-vă acum prin ce trec foarte mulți clienți sau pacienți care se confruntă cu gânduri de tipul nu am valoare, sunt un ratat, nu valorez nimic. Aceste gânduri sunt mult mai puternice. Dacă la un elefant roz, da, e dificil să controlăm și cu siguranță, cu cât aș fi mărit intervalul de timp, cu atât ar fi fost mai dificil pentru voi să îndepărtați gândul, da?
Imaginați-vă că la gândurile negative puternice, acest conținut al gândurilor este de cele mai multe ori copleșitor. Pacienții aproape nu mai pot să-l controleze, motiv pentru care anxietatea, tristețea devine din ce în ce mai ridicată. Da? Ok. Mai avem și o situație legată de efectul de recul. Da? Adică, cu alte cuvinte, noi de fiecare dată neutralizăm. Ce fac oamenii? Când au un gând negativ, încearcă să-l suprime cu unul pozitiv. Am gândul negativ și mă gândesc la ceva pozitiv. Asta se cheamă neutralizare. Da? Un efect de recul, cu alte cuvinte, pentru că de fiecare dată după aceea, în momentul în care o să mă gândesc la lucru pozitiv, asociindu-l de foarte multe ori cu lucru negativ, o să simt, cu alte cuvinte, un disconfort emoțional, o să simt, cu alte cuvinte, neplăcere. Da? Ok. Dacă ar fi să ne referim și la niște distorsiuni cognitive pe care le avem cu toții, și în special dacă este discutăm despre oamenii care prezintă sau au o predispoziție pentru a face depresie, putem să discutăm despre gândirea dihotomică alb și negru. Pentru foarte mulți oameni este ori totul, ori sunt cel mai bun din lume, sau sunt cel mai bun dintr-o anumită categorie, ori nu valorez nimic. Această gândire dihotomică, această gândire în alb și negru, nu face altceva ca decât de fiecare dată să ne facă să fim extrem de performanți, iar în momentul în care lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit noi, automat să simțim un disconfort major. După aceea, supra-generalizarea. Toți, toate, întotdeauna, tot timpul. Cu alte cuvinte, plec de la o situație particulară în care am un eșec și supra-generalizez. De acum înainte, tot timpul voi avea acest eșec. Sau ies dintr-o relație în care sufăr foarte mult și mă gândesc că, de fapt, în fiecare relație viitoare mi se va întâmpla exact același lucru. Asta este supra-generalizarea. Săritul la concluzii, ignor, de fapt, toate dovezile care infirmă o anumită ipoteză și trag o concluzie fără a avea suficiente date logice, raționale, simțindu-mă, de fapt, ori atacat, simțindu-mă, de fapt, ori neglijat, dar, în esență, lucrurile să nu stea absolut deloc așa cum mă gândesc eu. Da? Raționamentul emoțional îmi bazez de fiecare dată toate deciziile pe ceea ce simt. Spre exemplu, dacă acum v-a scoate pe unul dintre voi din sală, v-a scoate aici lângă mine în față. Iau random pe cineva acum. Vrea cineva să vină lângă mine în față? Cine vrea să fie voluntar să vină în față? Cineva care este mai volubil, care este mai, așa, optimist. S-a făcut liniște. Pentru că în acest moment, în mintea voastră a fost, dacă mă duc acolo, ce să zic? În momentul în care v-ați gândit în acest fel, automat a apărut ce? O emoție. Emoția a fost probabil neliniște și a zis, nu vreau să ies în față, mai bine stau aici pentru că sunt ok, sau să nu mă ia pe mine, da? Ok? Deci, cu alte cuvinte, această gândire emoțională apare atunci când cineva, de exemplu, vrea să țină un speech în fața unui grup mare de oameni și în loc să se focuseze pe ceea ce are de spus, se focusează pe ceea ce simte. Și când, normal, simte anxietate sau neliniște, va spune, dacă simt neliniște, înseamnă că ceva este neregulă. Situația este periculoasă și în acel moment, automat, începe să simtă din ce în ce mai mult anxietate. Cu alte cuvinte, aceasta este gândirea emoțională. Catastrofizarea. O situație de viață normală devine, cu alte cuvinte, o tragedie. Dacă nu se va întâmpla ceea ce îmi doresc eu, sau dacă se va întâmpla ce nu-mi doresc eu, atunci va fi o catastrofă. Nu voi putea să-i fac față acestei situații. Da? Amplificarea sau minimalizarea. Cineva care, de exemplu, amplifică eșecul și minimalizează succesul. Spre exemplu, obține note foarte bune la școală, dar pentru el este ceva normal. Dar dacă are un mic eșec și ia nu un 9, și ia un 7, automat este o tragedie. Nu se poate, sunt o nulitate și din nou trece în alt mecanism, cel de gândire dihotomică. Da? Ok, personalizarea. Numai mie, întotdeauna, tot timpul, ceilalți îmi fac, ceilalți întreg, adică cu alte cuvinte, tot ce se întâmplă în lumea asta greșit, îi se datorează sau ceilalți, în momentul în care se comportă într-un anumit fel, o fac intenționat pentru a-l răni sau pentru a-l jigni. Da? Filtru mental, aici este ca un fel de citire a gândurilor. Acum, oamenii știu ce gândesc eu, mă simt extrem de neliniștit, oamenii știu la ce mă gândesc eu și cu siguranță vor râde de mine pentru că o să mă fac de rușine. Da? E filtru mental, citirea minții. Ok, bun. Și ar mai fi abstractizarea selectivă. Imaginați-vă pe cineva care are o fobie de câini și merge în, nu știu, New York, de exemplu, și e în Times Square și la un moment dat, la 100 de metri în mulțimea aia de oameni, apare o persoană care are un câine în talie mică. Care credeți că va fi informația pe care acea persoană care are fobie de câini o va selecta în acel moment?
cea legată de amenințare. Va ignora absolut tot ce e în jur și se va focusa pe câinele tale mică pe care îl va considera o amenințare. Asta înseamnă de fapt că dintr-un anumit mediu, dintr-o multitudine de alegeri, voi alege întotdeauna acea situație care mi se pare critică, care mi se pare amenințătoare. Da? Ok, și acesta este modelul pe care noi îl folosim în terapie cu clienții noștri. E un model în care mergem pe situații, gânduri automate negative și pe trei tipuri de reacții comportamentale, emoționale și fiziologice. Pentru că știți, în momentul în care cineva începe o terapie, cea mai mare problemă este frica de necunoscut. În momentul în care oamenii înțeleg că, de fapt, gândurile pe care le au, emoțiile pe care le au, au denumire și că există, de fapt, o rezolvare pentru ceea ce simt sau ceea ce gândesc, în acel moment simptomul este demitizat și oamenii se simt mult, mult mai bine. Judith Beck nu face altceva, este fiica al doctorului Beck, nu face altceva și a profesor la Universitatea din Pennsylvania, decât să mărească acest model. Și ajungem la un model pe care cred că ar trebui să-l discutăm cu toții, fiindcă este important nu doar din perspectivă clinică, ci și din perspectivă relațională. Uitați-vă că, de fapt, acolo sus, nu știu dacă se vede foarte bine, sunt informații relevante din copilăria clientului. Orice fel de incident critic, abuz, neglijare, traumă, lasă urme în psihismul nostru. Asta înseamnă că, de fapt, ceea ce dezvoltă foarte mulți oameni sunt niște convingeri disfuncționale despre sine, despre lume și despre viitor. Și vă dau un exemplu. Imaginați-vă că o persoană crește într-un mediu în care tatăl rezolvă de fapt fiecare problemă folosind agresivitatea sau violența. Asta înseamnă că de fiecare dată acel copil devenind adult, când are o problemă similară, oarecum credeți că o va rezolva? Folosind comunicarea asertivă? Nu. Prin agresivitate și prin violență. Deci, cu alte cuvinte, convingerea este dacă ești agresiv și violent, atunci vei obține de fapt avantaje. Da? Este important să fii întotdeauna la conducere. Sunt convingeri pe care oamenii le au. Și atunci, mecanismele de coping sunt unele similare, pentru că oamenii se comportă exact așa. Încercând să-i domine pe ceilalți, au un comportament de dominare, au un comportament de intimidare, pornind de la exemplu pe care l-am dat anterior. Deci, aceste lucruri sunt, cu alte cuvinte, într-o interacțiune, iar în momentul în care apare o problemă în viața lor, în baza acestor credințe disfuncționale, foarte rapid apar sentimente de neliniște, anxietate, teamă, furie. Ok. Cred că cel mai important element pe care Dr. Beck l-a dezvoltat din perspectiva aceasta a tratamentului este de fapt reevaluarea cognitivă. Cu alte cuvinte, este nevoie să discutăm cu pacienții noștri și să corectăm acele lucruri pe care le-am amintit anterior, în ideea în care poate lucrurile nu sunt chiar așa de rău pe cum cred ei. Poate uneori situația nu este una fără ieșire. Poate nu sunt nici pe departe niște oameni care nu au valoare. De foarte multe ori mi-amintesc că am în terapie, am persoane extrem de competente care din cauza acestor convingeri se consideră fără valoare. Între faptele lor și convingerile lor există o discrepanță foarte mare. Și atunci prin terapie, prin intervenții, nu facem altceva decât să le arătăm oamenilor că există probabil și o altă parte și că nu sunt de fapt doar în alb și negru, bun sau răi, că fac lucrurile corect sau greșit și poate uneori, fiind oameni, e normal să mai facem lucrurile nu așa ca la carte. Bun. Și acum intrăm puțin pe partea experiențială. Adică aici o să fiu mai mult un pic așa legat de emoții decât de partea cognitivă, pentru că și emoțiile sunt importante. În opinia voastră, ce este o emoție? Aveți emoții? Te rog. Super. Altceva? Tare. Foarte bine, reacția corpului la diferite stimuli. Haideți! Crezi că emoția ne ajută în comunicare? Crezi că emoția, de fapt, este cel mai important trigger în comunicare? Eu acum mă uit și îmi dau seama din sală cine este plictisit, îmi dau seama din sală cine este atent, îmi dau seama din sală cine este interesat, cine este obosit și așa mai departe. Asta nu din comportamente, pentru că întotdeauna comportamentul este mediat de către emoții. Și atunci, ideea este că de fiecare dată motivația este extrem de bine legată de către emoție. Drept urmare, în momentul în care lucrăm cu cineva,
pentru a-l motiva și pentru a face anumite schimbări, nu e suficient să-i spunem așa ca la fotbal. Aplici schema numărul 2, ajunge în fața porții și o introduci în poartă. Și de fapt e nevoie să motivăm persoana respectivă. Și acum, cea mai bună motivare vine din metafore. În momentul în care folosesc o metaforă, poți să motivezi pe cineva foarte, foarte ok. De exemplu, metafora tigrului este o metaforă pe care o folosesc de fiecare dată în momentul în care trebuie să expun un client, un pacient, la intensități foarte mari de anxietate. Are cineva fobie de înălțime, mâna sus? Eu n-am fobie de înălțime, dar dacă aveți voi, asta mă întrebam. Ok, mai are cineva fobie de înălțime? Fobie de câini. Ok? Fobie de șerpi. Aha. Ok. Bun. Deci, cu alte cuvinte, imaginați-vă că, de fapt, cea mai cruntă frică pe care o aveți ar trebui să o confruntați. Sunteți în terapie și terapeutul vă propune, de fapt, să vă confruntați cea mai teribilă frică. Nu o veți face doar pentru că vă spune. În schimb, această metaforă este una edificatoare. Pentru că în momentul în care cineva se expune, automat apare un fel de toleranță în a gestiona anxietatea. Și haideți să vedem un pic cum arată această metaforă. Imaginați-vă că într-o zi, la ușa casei voastre, sună cineva. Ding dong! Ieșiți afară și în fața ușii aveți un tigru. Tigrul este doar atâtica, cât o pisicuță, drăguță, frumoasă. Da? Luați tigru și îl aduceți în casă. La început, începeți să-l hrăniți. Lapte, pâine. Tigrul începe să crească. După un an sau doi, tigrul nu mai miaună atunci când este foame, ci rage. De frică, mai aruncați ceva de mâncare. Dar de data asta nu mai dați pâine cu lapte, ci aruncați câte o halcă de carne roșie. Pe zi ce trece, tigrul devine și mai periculos, și mai puternic, iar teama voastră legată de acest tigru devine din ce în ce mai mare. De fapt, acest tigru este suferința dumneavoastră. Cu cât mai mult veți evita să faceți lucrurile într-o anumită manieră, cu atât suferința va fi mai mare. Ce ar trebui să faceți pentru a scăpa de fapt de acest tigru? Și atunci clienții răspund, să nu-l mai hrănesc. Foarte corect. Nu-l mai hrăniți. De fapt, această hrană, simbolic vorbind, se referă la faptul că evitați. Evitați să vă confruntați cu fricile dumneavoastră. Evitați să vă confruntați cu temerile dumneavoastră. Motiv pentru care frica este prezentă, neliniștea este prezentă. Și pe zi ce trece, această neliniște, această teamă devine din ce în ce mai mare și din ce în ce mai intensă. Și atunci oamenii acceptă, de fapt, să se confrunte, bineînțeles, prin imaginerie dirijată, în imaginar, să se confrunte cu propriile temeri, pentru că am folosit o metaforă în care ei înțeleg foarte bine că, de fapt, evitarea aceasta despre care povestesc nu rezolvă problemele, ci, dimpotrivă, le acutizează și le devin din ce în ce mai cronice și din ce în ce mai problematice. Da? Ok. De fiecare dată, în momentul în care noi lucrăm cu cineva în terapie, noi nu facem coaching. Nici nu facem cursuri de dezvoltare personală. Alea le fac alții. Noi, cei care suntem specializați pe psihoterapie, după 12 ani de școală și de învățat și așa mai departe, avem niște abordări care se cheamă evidence-based, adică bazate pe fundamente științifice. Asta înseamnă că respectate aceste fundamente, da? De fiecare dată, în cazul fiecărui pacient care prezintă o anumită tulburare, efectul va trebui să fie același. Acest lucru te ajută foarte mult în ideea în care tu trebuie să întrebi pacientul, să-l ajuți ca singur să ajungă, cu alte cuvinte, la sursa problemei lui și nu să îi dai sfaturi sau să-l mângâi pe spate în ideea în care poate va descoperi de fapt care este problema. Okay? Asta e un lucru extrem de important la care va trebui să reflectați. Și atunci folosim, cu alte cuvinte, această dezbatere, această interogare socratică care este extrem de eficientă și extrem de valoroasă. Din ce motiv? Pentru că de fiecare dată, fiecare dintre noi, ne place să ne aflăm, de fapt, într-o iluzie a controlului. Vă garantez că dacă vă spun în acest moment să faceți un anumit lucru, probabil veți rezista și veți spune, de ce să fac chestia asta? Doar pentru că îmi spuneți să fac lucrul ăsta? Dacă, în schimb, vă ofer mai multe alternative,
și vă explic din ce cauze e nevoie să faceți acest lucru, probabil veți lua decizia corectă. Cu alte cuvinte, în terapie e la fel. Oamenii aleg. Terapeutul nu face altceva decât să reflecte un conținut, iar până la urmă, clientul, în raport cu tot ceea ce simte el sau ceea ce își dorește, descoperă care sunt pașii rezolvării unei probleme. Da? Bun. Și asta înseamnă că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne dăm seama de fapt ce provoacă acel gând, care este sursa anxietății, care este sursa tristeții, care este sursa acelor sentimente negative. Și acum facem un alt exercițiu. Imaginați-vă că în acest moment sunteți conectați, la cel mai performant detector de minciuni. Detectorul de minciuni sau poligraful este un instrument care funcționează foarte mult în baza reactivității fizice și emoționale. Adică, cu alte cuvinte, dacă cineva minte, în acel moment va avea o ușoară reactivitate fiziologică sau emoțională pe care psihologul o va observa și atunci își dă seama că, de fapt, persoana din față, după mai mulți indicatori, este una care denaturează realitatea. Acum, imaginați-vă că, de fapt, în fața voastră, conectați fiind la acest detector de minciuni, se află un individ îmbrăcat în costum negru, cămașa nu e albastră, e albă, da? Cravata este neagră și care are în mână un pistol pe care îl încarcă. Îl îndreaptă către voi și vă spune: dacă în următoarele 5 minute veți simți cea mai mică urmă de neliniște, voi apăsa pe trăgaci. Care credeți că o să fie prima emoție pe care o să simțiți? Corect. Drept urmare, este clar că în momentul în care încercăm să scăpăm de o emoție, nu facem altceva decât să o amplificăm. Cu cât încerc mai mult să îndepărtez o emoție de mine, cu atât mai mult emoția va deveni prezentă în viața mea. Ceea ce înseamnă că poate, în loc să mă lupt cu emoțiile, ar fi mult mai bine să-mi accept emoțiile. Să accept că uneori mă pot simți neliniștit, să accept că uneori mă pot simți furios, să accept că uneori mă pot simți trist, pentru că știți, emoțiile de fapt nu pot fi controlate, e doar o iluzie. Noi avem impresia că de fapt putem controla emoțiile. Așadar, în orice situație v-ați afla, la un examen, într-o situație nouă, la un nou loc de muncă, atunci când vă simțiți neliniștiți, nu încercați să îndepărtați emoția de voi. Pentru că veți obține exact opusul. Ca în exercițiul pe care l-am făcut adineauri, în loc ca emoția să scadă, ea va deveni mult mai intensă, va deveni mult mai prezentă. E un lucru bun pe care îl puteți folosi în orice fel de circunstanță, atunci când vă simțiți neliniștiți sau când vă simțiți presați. Examenele la medicină, nu doar cele de admitere, ci și cele care se dau de-a lungul anilor de studii, sunt niște examene grele. Sunt niște examene care necesită foarte multă implicare și foarte mult efort cognitiv și emoțional din partea studenților noștri. Și atunci, de-a lungul timpului, lucrând cu ei în diferite circumstanțe, am avut studenți brilianți care erau foarte buni, dar în momentul în care ajungeau într-o situație în care trebuiau să exprime un caracter informațional, rezultatele nu erau pe măsură. Învățând să accepte emoțiile, de fapt, s-au reglat emoțional, iar rezultatele obținute au crescut exponențial. Din ce motiv? Foarte simplu. Pentru că dacă nu ți-e teamă de emoție, nu încerci să o respingi și o accepti, emoția va scădea, nu va crește în intensitate. Asta e o recomandare pe care o să vă rog să o aveți cumva în minte. Da? Ok, mergând mai departe. E nevoie ca de fiecare dată să ne revizuim cumva atitudinea în relația cu clienții noștri. Și asta din foarte multe motive. Pentru că, așa cum am zis, legat de această iluzie a controlului, imaginați-vă că într-o situație în care noi avem niște expectanțe, niște așteptări, s-ar putea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum ne dorim noi. Din ce motiv? Poate terapia nu decurge cum am stabilit, poate lucrurile avem blocaj în diferite zone și așa mai departe. Da? Și asta deoarece încă din copilărie noi ne formăm o imagine despre sine, despre cum ar trebui să arate lucrurile de fapt în viața noastră. Și vă dau un exemplu.
Imaginați-vă că într-o zi, micul Ionel, care are 5 ani, vine acasă de la grădiniță și în mână are o jucărie. Tatăl observă jucăria și îl întreabă: de unde e jucăria asta? Iar copilul spune: am primit-o de la grădiniță, de la doamna educatoare, pentru că astăzi am fost cu minte. Tatăl se întreabă: stai un pic, dar tu ești cu minte de fiecare dată. E sigur că de fapt asta e realitatea? La care copilul se înfurie și spune: nu înțelegi că am primit-o de la grădiniță pentru că am fost cu minte? Red flag. În acel moment, tatăl își dă seama că de fapt copilul denaturează realitatea. Îl întreabă din nou, copilul începe să plângă și recunoaște că de fapt a luat, fără să-i spună educatoare, a luat acea jucărie pentru că i-a plăcut. Acum, noi am fi tentați de fapt să ne focusăm pe ce? Pe comportament, nu? Uite, copilul la grădiniță, de fapt, a luat o jucărie și a făcut un lucru pe care n-ar fi trebuit să-l facă. Nu. De fapt, ceea ce este mai important este ceea ce a spus copilul. Am luat acea jucărie pentru că am fost cu minte. Și a creat o poveste. Și a creat o poveste despre el. Asta se cheamă sine. Adică, cu toții avem o poveste despre noi. Acea poveste este una care uneori nu corespunde realității. Poate sunt, mă văd într-un anumit fel, dar voi mă vedeți cu totul și cu totul altfel. Poate îmi imaginez că sunt foarte bun, dar poate ceilalți nu mă văd așa. Asta e povestea mea. Problema știți care este? Problema este faptul că avem o singură poveste fiecare dintre noi. Și o apărăm de fapt și încercăm să o protejăm prin orice fel de mijloace. Din acest motiv, în loc să ne schimbăm atunci când vedem că lucrurile nu funcționează în viața noastră, apărăm povestea noastră, pentru că așa am fost învățați de către părinți, de societate, de către cei din jur, crezând că doar așa este bine. Ei, recomandarea mea este ca uneori să ne uităm un pic la ceea ce spun și ceilalți despre noi, cum ne văd ceilalți. Nu mă refer acum la toată lumea din jurul meu, dar cei apropiați nouă. S-ar putea ca acolo să descoperim lucruri pe care nu le știm despre noi. Pacienții în terapie sau clienții în terapie descoperă lucruri pe care nu le știau despre ei. E normal să fie așa. Dar trebuie să știți că ăsta nu este un lucru rău. Fiind singura poveste de viață pe care o avem, fiind singurele comportamente pe care le-am învățat de la părinții noștri, din interacțiunea cu școala, cu anturajul, bineînțeles că suntem extrem de ancorați în aceste tipuri de comportament. Un alt lucru foarte important se referă la mindfulness. Mindfulness, din perspectivă psihologică, nu este o tehnică de relaxare. Mindfulness este, de fapt, o tehnică de acceptare a prezentului, de trăire în prezent și de rămânere în contact cu propriile emoții, cu propriile senzații fizice, fiind extrem de curios și extrem de investigativ legat de tot ceea ce înseamnă, până la urmă, o stare de acceptare a lucrurilor din jur. Din ce cauză e important mindfulness-ul? Pentru că, așa cum am zis, de fapt, de fiecare dată când oamenii sunt triști, neliniștiți, anxioși, ei nu trăiesc prezentul. Ei trăiesc ori în viitor sau trăiesc în trecut. Ceea ce e important să facem cu acești clienți este să-i ajutăm, de fapt, să trăiască prezentul. Acum sună foarte ușor, așa zicând, să-i ajutăm să trăiască prezentul. Prezentul nu poți să-l trăiești pentru că ți-i impui să-l trăiești. Prezentul îl trăiești în momentul în care viața ta este, de fapt, pusă în corelație cu propriile tale valori de viață. Știu că sună filozofic, dar faptul că voi vă aflați azi aici are, de fapt, pentru voi un sens. Care este sensul? Să vedeți, de fapt, cum este la medicină. Să aveți o impresie vagă despre ceea ce înseamnă, de fapt, universitatea sau facultatea de medicină. Da? Care este semnificația? Dacă o să vă placă, atunci, cu alte cuvinte, veți trage foarte tare să deveniți studenți ai universității noastre. Cu alte cuvinte, avem un sens și avem o semnificație. Nimic în această lume nu este făcută fără sens și fără semnificație. Drept urmare, de fiecare dată, în momentul în care vrem să trăim acel prezent, este important ca fiecare lucru pe care îl avem în vedere, fiecare comportament, să acordăm un sens și o semnificație. Altfel, e foarte dificil să modificăm ceva în viața noastră atunci când nu ne place ceva la noi sau, dimpotrivă, să acceptăm anumite lucruri care sunt, în opinia unora, din perspectivă socială, mai puțin acceptabile. Și eu vă mulțumesc!